Omorât să fie în numele Domnului. Dimineața aceasta aș dori să am un scurt mesaj intitulat Eu cred în înviere pentru că eu cred în Dumnezeu. Am să schimb puțin cuvintele acestea și am să zic, este imposibil să crezi în Dumnezeu și să nu crezi în înviere. Probabil cele mai șocante cuvinte din capitolul pe care l-am citit, în Matei capitolul 28, sunt în versetul 17, când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Cum să știi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Cum să știi că Iisus Hristos este Dumnezeu și să te îndoiești? Vă mai aduc o dată aminte de tânărul bogat care a venit să afle cum să ajungă în rai. Și l-a și numit pe Domnul Iisus Bunul Învățător. Și Domnul îi spune, sper că nu spui lucrul ăsta doar pentru că mă respecti. Mi-aș dori să crezi că sunt Dumnezeu, pentru că doar Dumnezeu este bun. La încheierea întâlnirii dintre tânărul bogat și Domnul Iisus Hristos s-a demonstrat că tânărul bogat nu credea că Iisus este Dumnezeu. Dacă ar fi crezut, nu-i putea refuza oferta. De fapt, el avea un alt Dumnezeu. Petru a mărturisit, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și Petru împreună cu toți ceilalți ucenici au spus, noi vom merge și la moarte împreună cu tine, pentru că tu ești Dumnezeu. Și pe urmă s-a lepădat. În Matei 28 cu 15, cuvântul Domnului spune că marii preoți i-au plătit pe ostași și au răspândit zvonul care circulă printre iudei până în ziua de astăzi și strecoară îndoială că ucenicii au venit și l-au furat. Dragii mei, pentru că mântuirea este prin credință și Toma a crezut când a văzut și Domnul i-a spus ferice de cei care n-au văzut și au crezut, avem suficiente resurse, informații, declarații, argumente ca să credem că Iisus Hristos este Dumnezeu, că Iisus Hristos este viu, că a înviat și că Hristosul înviat nu mai moare și că prin El avem și noi înviere, avem suficiente informații și argumente ca să credem fără să fi văzut. Altfel Dumnezeu nu ne-ar fi pretins acest lucru. În Evrei 11 cu 1, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, dorite, sperate. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Versetul 3. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Și deja știința, cu toate împotrivirile ei, recunoaște că universul are un moment al începutului lui dintr-o dimensiune imaterială, când a apărut primul punct de materie. S-a întâmplat acolo ceva. Și noi credem că este glasul Creatorului care a spus să fie.
și a fost. Versetul 6 din Evrei 11, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Acum, există dubii cu privire la înviere? Probabil pentru că moartea este o realitate universală, experimentată de toți oamenii, o realitate implacabilă pe care nu poți evita, pe care nu poți ocoli, și este o realitate crudă. Este un dezastru. Moartea este un dezastru. Moartea rupe, moartea desparte. Moartea este o tragedie. Moartea este un dușman. Și Biblia spune că ultimul dușman care va fi pedepsit și aruncat în flăcări, în iad, este moartea. Moartea este instrumentul diavolului prin care să ne umple de frică, să ne terorizeze. Probabil datorită instinctului de conservare sau supraviețuire care pare să ne lege obsesiv de aici și de acum. Iată de ce oamenii folosesc știința, toate cunoștințele lor, chiar discipline de viață prin care să capete longevitate. Există oameni cu resurse, cu potențial financiar, care s-au pus la înghețat să intre într-un fel de perpetuum al așteptării după niște soluții antimoarte. Anticipează că la un moment dat știința poate că ar reuși să găsească un antidot împotriva morții. Eu cred însă că nu numai realitatea universală, implacabilă și crudă a morții, nu numai obsesia supraviețuirii aici și acum, ci și lipsa de voință de transformarea stilului de viață, cât și alternativa Evangheliei, care este iad, foc veșnic, creează o repulsie față de mesajul Evangheliei, mesajul existenței veșnice. Oamenii aleg, decid să nu creadă. Pentru ca să nu-și transforme viața și pentru că alternativa de a nu-ți transforma viața și a nu crede și a nu-L accepta pe Hristos ca Mântuitor este pedeapsa veșnică. Și atunci e decizia lor să arunce mesajul Evangheliei, să-L dea la o parte, să nu-L creadă. În nota aceasta, cred în înviere, pentru că eu cred în Dumnezeu, aș vrea să vă spun trei lucruri despre înviere, care o demonstrează. Care îi demonstrează iminența. Vom învia. Este o garanție. În primul rând, pentru că învierea face parte din repertoriul năzuințelor noastre esențiale. Eclesiastul 3:11, orice lucru El îl face frumos la vremea Lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Atâta de limitați cât suntem. În coaja asta de nucă, în care încape puțin, Dumnezeu a așezat conceptul existenței interminabile, existenței infinite, existenței veșnice. Și Evanghelia spune, cuvântul lui Dumnezeu afirmă, odată ce un suflet viu a luat ființă, prin intersecția între material și divin, suflarea de viață de la Dumnezeu, atunci se naște un suflet. El nu există, nu e preexistent. Dar odată ce a luat ființă, existența acelui suflet este fără sfârșit, este interminabilă. Conceptul acesta există în noi, în mintea noastră limitată. Ai fost creat să crezi, să înțelegi, chiar dacă parțial, dar să înțelegi conceptul interminabilului, al eternității,
al veșniciei, al nelimitatului. Dacă nu l-a așezat Dumnezeu acolo și Dumnezeu l-a luat din infinitatea sa și l-a pus în noi, n-aveam habar, n-aveam idee. Conceptul acesta este în afara puterii noastre de a concepe. Conceptul acesta este în afara experienței noastre umane. Pentru că ce vedem noi? Vedem cum toți ne terminăm alergarea, existența pe pământ, intrăm în pământ și nu mai ieșim de acolo. Niciodată în timpul vieții acesteia. Omul îngropat rămâne îngropat și trebuie să rămână îngropat, că dacă îl dezgropi, îți dai seama de ce nu trebuia să-l dezgropi. Cât de mare o cară este asociată cu momentul morții, ce se petrece după moarte, este îngrozitor. Experiența aceasta umană de viață nu contrazice învierea, contrazice eternitatea, contrazice veșnicia, contrazice ideea de nesfârșit, de nelimitat. Și cu toate astea, îl avem în noi, în mintea noastră. Nu putem fugi de ideea aceasta, de conceptul acesta. E un gând care nu ne aparține. Este un gând pe care Dumnezeu l-a așezat în noi. Iată de ce ne dorim viață. Iată de ce luptăm pentru viață. Și iată de ce noi credem în viața veșnică. Pentru că cineva mai mare decât noi și mai mare decât viața, că bunătatea lui Dumnezeu este mai mare decât viața și mai scumpă decât viața, a sădit acest gând în mintea noastră. Refuz să cred că vreun om l-a inventat. Luați oameni din toate erele istorice, luați oameni din toate națiunile. Ne naștem concomitent cu gândul acesta. Oameni care n-au auzit unii de alții, care n-au vorbit unii cu alții, a căror filozofii și civilizații nu s-au intersectat, se nasc și trăiesc cu năzuința aceasta a veșniciei, a eternității. Învierea face parte din repertoriul năzuințelor noastre esențiale. Și probabil cea mai esențială dorință a omului este viața. În al doilea rând, învierea face parte din așteptările normale ale credinței în Dumnezeu. Când noi credem în Dumnezeu, avem niște așteptări implicite, normale. E normal, dacă crezi în Dumnezeu, care e infinit, care e atotputernic, să crezi în înviere. Apostolul Pavel luptă în 1 Corinteni, capitolul 15, cu acest curent teribil care se strecura în biserică și care vorbea împotriva învierii morților. Ia, Hristos a înviat, dar noi nu vom învia. Noi trăim aici și acum viața lui Hristos. În eternitate? Nu. Conceptul acesta al saducheilor care s-a infiltrat și s-a transferat în biserica primară. Nu credeau că este o înviere a morților. De ce învierea face parte din așteptările normale ale credinței în Dumnezeu? Haideți să ne uităm la părintele tuturor credincioșilor, la Avram, căruia credința i-a fost socotită neprihănire. Ascultați ce spune în Evrei 11 cu 17, în capitolul credinței. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie. A adus jertfă pe singurul lui fiu, el căruia i se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Ce înseamnă asta? Dumnezeu i-a făcut făgăduințe pentru generațiile următoare, pentru viitorul lui și al națiunii care va ieși din el. Și toate făgăduințele le-a concentrat în persoana fiului său, Isaac.
Și dintr-o dată Dumnezeu spune, sacrifică toate aceste făgăduințe. Sacrifică-ți viitorul. Sacrifică-ți perpetuarea. Sacrifică imaginea stelelor de pe cer și a nisipului de pe malul mării. Du-te și adu-l ca jertfă pe Isaac, pentru că așa-ți spun eu, Dumnezeu. Pentru ca să facă așa ceva, Avraam a trebuit să creadă că Dumnezeu chiar e Dumnezeu. Că cel care i-a făcut făgăduințele e Dumnezeu. Că cel care îi cere sacrificarea fiului său e Dumnezeu. Cumva, dacă Dumnezeu e Dumnezeu, o va scoate la capăt. Și făgăduințele vor rămâne în picioare cu Isaac sacrificat. Și ascultați ce spune versetul 19, Evrei 11 și 19. Că se gândea, ce se gândea? Că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și drept vorbind că a înviat din morți l-a primit înapoi pe Isaac. Dragii mei, noi am crezut și credem în Dumnezeu. Nu-mi spune că poți să crezi într-un Dumnezeu atotputernic, infinit, atotștiutor și să nu crezi că Dumnezeu o va scoate la capăt cu viitorul tău dincolo de moarte și dincolo de mormânt. Dincolo de putrezire! Dumnezeu n-are nevoie nici de argumentele noastre, Dumnezeu n-are nevoie de încurajările noastre. Dumnezeu cere credința noastră. Și dacă credem că Dumnezeu e Dumnezeu, că Dumnezeu e creator, că Dumnezeu e atotputernic, trebuie să credem orice. Și că lui Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Se gândea că dacă Dumnezeu e Dumnezeu, îl va învia din morți. Și înviat din morți l-a primit. Iată, învierea face parte din așteptările normale ale credinței în Dumnezeu. Care sunt așteptările tale? Că Dumnezeu te binecuvintează? Că Dumnezeu te apără? Că Dumnezeu te ocrotește? Că Dumnezeu îți vorbește? Că Dumnezeu te sfințește? Care sunt așteptările normale ale vieții tale de credință în Dumnezeu? Învierea trebuie să fie pe primul loc între aceste așteptări ale vieții tale de credință. Mai întâi învierea din punct de vedere spiritual, dar și învierea morților, de care vom avea parte, frați și surori. Trebuie să credem în Dumnezeu dincolo de propriul nostru mormânt. Că dacă Dumnezeu e Dumnezeu, o va face. Iată de ce spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15:19, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Ce rost ar avea să fim aici, să ne închinăm unui Dumnezeu care merge cu noi doar până la mormânt? Ce rost ar avea să credem într-un Dumnezeu nemuritor, atotputernic, atotștiutor, care nu ne ține de mână decât până în momentul separării dintre suflet și trup? Nu. Eu cred într-un Dumnezeu care mă are în brațul Lui, inclusiv în țărâna pământului, pentru că spune Biblia că El va păstra trupul nostru, sufletul nostru și trupul nostru întregi până la venirea Domnului. Nu uitați, dragii mei, există structura asta genetică în care Dumnezeu a așezat viață. A venit diavolul prin păcat și a scris moarte. A venit Hristos prin Duhul Său și a scris înviere.
Nu știu unde vor ajunge toate celulele din trupul meu. Nu știu unde se vor împrăștia, dar Dumnezeu știe. Și fiecare particolă din existența ta fizică a fost sigilată și ștampilată pentru ziua eternității și are urechi! Are urechi! Când o să se audă glasul și trâmbița, de oriunde ar fi, din adâncul mării, din cenușa flăcărilor, din adâncul pământului, va răspunde la chemarea lui Dumnezeu. Se vor alinia și se vor pune la un loc exact ca armata de oase din câmpia văzută de Ezechiel. Din niște cadavre a făcut Dumnezeu o armată atunci când Duhul lui a suflat peste valea aceea. Într-o zi, Duhul lui Dumnezeu va sufla peste întreaga omenire și va aduna pe aleșii lui din cele patru zări. Și va face o armată care îl va întâmpina pe norii cerului. Dacă crezi în Dumnezeu, trebuie să crezi aceste lucruri. Pentru că astea sunt așteptări normale ale credinței noastre în Dumnezeu. Și în al treilea rând, învierea face parte din alegerea noastră de a trăi sau a muri pentru viața veșnică. Pentru că dacă ne-am propus să mergem dincolo de mormânt și să intrăm în eternitate, viața noastră aici se concentrează asupra acestui deziderat. Această dorință devine dorința capitală a existenței noastre. Numai ce spuneam, că nu ne-am pus nădejdea doar pentru viața aceasta în Dumnezeu. Nădejdea noastră de esență nu este să avem ce mânca și ce îmbrăca aici pe pământ. Astea sunt nevoi pe care Dumnezeu ni le acoperă. Dar, spunea Domnul Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ele nu sunt pe primul loc, nu sunt nici măcar pe prima pagină în relația noastră cu Dumnezeu. Pe prima pagină a relației tale cu Hristos, cu Dumnezeu, trebuie să fie împărăția lui și neprihănirea lui, care sunt lucruri ale vieții veșnice. Haideți să mergem la Evrei, capitolul 11, versetul 35. Dumnezeu se laudă cu oamenii care au făcut mari isprăvi și spune că unii și-au primit morții în viață. S-a întâmplat și în vechime și s-a întâmplat în timpul activității Domnului Iisus Hristos pe pământ și în timpul activității apostolilor și cred că s-a repetat de-a lungul istoriei în viața unor credincioși. Dumnezeu a lucrat și a făcut și învier din morți. Dar ascultați, apogeul credinței noastre și a legăturii noastre de eternitate. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați, dar unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea, și au fost chinuiți. Și acum ascultați care a fost stilul lor de viață, de dragul eternității. Pentru că învierea face parte din puterea noastră, din capacitatea noastră, dată de Dumnezeu, ca să înfruntăm greutățile, prigonirile, necazurile, adversitățile vieții. Mai departe. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre. Lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Încă nu.
Încă nu. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Fiți atenți, frați și surori. Toți eroii Vechiului Testament au crezut în același Dumnezeu mare și atotputernic. Au sperat în aceeași eternitate, în aceeași veșnicie. Și Dumnezeu le-a spus, nu acum, nu așa, pentru că am aleși din toate neamurile care vor crede în mine și vor crede în înviere și doar împreună cu ei și nu înaintea lor și numai presus de ei veți avea parte de această înviere. Inclusiv sfinții Vechiului Legământ au parte nu de învierea care li se cuvenea datorită neprihănirii lor și a credinței lor de atunci, ci doar împreună cu noi și numai prin Domnul Iisus Hristos este făgăduința învierii și a vieții veșnice. În lumina acestor cuvinte, dacă am să mai spun odată Hristos a înviat, o să răspundeți adevărat a înviat pentru că așa ne salutăm de Paști. O să răspundeți Hristos a înviat doar pentru ca să nu stea cineva lângă dumneavoastră să vadă că nu răspundeți? O să răspundeți dintr-un instinct că după 10 de ani de mers la biserică de Paști toată lumea zice Hristos a înviat și adevărat a înviat? Sau cuvintele acestea vor fi rostite de gândul veșniciei care este în mintea ta, pe care l-a așezat Dumnezeu acolo și care te leagă de eternitate? Sau vei zice, pentru că asta e așteptarea esențială a vieții tale de credință, până la urma urmei, pentru ce credem și pentru ce trăim pentru Dumnezeu? Ca să avem parte cu El în eternitate. Sau vei spune lucrul ăsta pentru că ai hotărât că viața aceasta nu merită pagina din tâi a priorităților tale. Că pagina din tâi a priorităților tale o merită viața fără sfârșit, tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte. Un concept pe care l-am învățat de când eram copii din cărțile de povești, care nu-s povești, sunt o realitate pentru viața ta. Ne ridicăm în picioare și înainte de a ne ruga, vă salut și vă spun din toată inima, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Haideți să ne rugăm!